seara și bine v-am regăsit, domnilor și domnilor. În această seară o să reluăm cazul pe care l-am avut anul trecut, undeva prin luna septembrie, încercând să deblocăm și sper să ne ajute Dumnezeu în seara asta să deblocăm situația contractuală de la, mă rog, contractuală pe o finanțare europeană pe lucrări de canalizare în localitățile Bănești, Câmpina și Vălinii de Munte. Pentru a încerca să deblocăm această situație, am invitat în platou chiar pe actorii principali, respectiv o să fac imediat cunoștință. Este vorba de domnul Adrian Sâncu, directorul SC Hidro Prahova SA, care este și beneficiarul acestei lucrări. Bună seara, bine ați revenit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Și pe de altă parte, celălalt actor principal al acestui blocaj, ca să zic așa, respectiv domnul Paul Bejan, antreprenorul lucrărilor de canalizare despre care vom face vorbirea în această seară. Dar, înainte de a începe emisiunea, domnilor, aș vrea să reluăm și am să rog colegii din regie să ne pună în emisie știrea pe care noi am făcut-o anul trecut referitor la faptul că ați bătut palma în această emisiune și ați dorit împreună să deblocați această situație. Haideți să vedem știrea și după care să pornim practic la această emisiune, încercând, Doamne ajută, să rezolvăm situația. Veste bună pentru locuitorii comunei Bănești și cei ai orașelor Câmpina și Vălenii de Munte. Lucrările de extindere și reabilitarea rețelei de canalizare din cele trei localități ar putea fi reluate în scurt timp. Beneficiarul proiectului, societatea Hidro Prahova și executantul, respectiv subantreprenorul Concivic, au căzut la pace în direct aseară în cea de-a doua emisiune Momentul Adevărului, moderată la VPTV de Eugen Cristescu pe această temă. Eu la Comisia de Arbitraj voi cere așa, nu rezilierea, nu acceptarea rezilierea, continuarea lucrărilor. Bun. Ați bătut palma aici? Da. Vedeți cum rezolvăm? Vă întreb ceva. Da, domnul Bejan e martor, eu asta cer de un an. Uitați aici. Să continuăm lucrările. Nu. Lucrările au fost istate anul trecut și de atunci 27 de întâlniri între părți au rămas fără rezultat. Dacă directorul Hidro Prahova Adrian Sâncu și reprezentantul subantreprenorului Concivic Paul Bejan vor susține cele afirmate în emisiunea Momentul Adevărului și pe 4 octombrie la Curtea de Arbitraj, lucrările vor fi reluate în scurt timp cu același executant. Proiectul de extindere și reabilitare a rețelei de canalizare din Bănești, Câmpina și Vălenii de Munte are o valoare aproximativă de 58 de milioane de lei și este finanțat de Uniunea Europeană. După cum ați văzut, domnilor și domnilor, anul trecut în septembrie eram cu toții aici în emisiune și practic invitații mei și-au dat mâna și-au pornit la un gentleman agreement pentru a debloca această situație. Domnilor, ce s-a întâmplat de suntem în aceeași situație ca anul trecut? Am să încep cu dumneavoastră, domnul Sâncu, și pe urmă, domnul Bejan, vă rog să aveți și dumneavoastră pregătit un răspuns și să demarăm după aceea, practic, efectiv, ce se întâmplă. Am revăzut imaginile de acum un an de zile. Păcat că n-ați dat tot. Atunci când am bătut palma cu domnul Bejan, am spus că, din punctul meu de vedere, eu sunt de acord cu dorința de a reîncepe lucrările. Și astăzi am aceeași părere, numai că nu depinde de noi, ci au depins de alții. Dar în primul rând, de la început, să clarificăm din nou un punct de vedere. Vă rog. Dumneavoastră m-ați sunat ieri și m-ați invitat la emisiune și v-am întrebat cine vine la emisiune, da? Pentru că reprezint instituția Hidro Prahova și pentru că, în primul rând, respect cetățenii din orașele care sunt afectate datorită acestui proiect Câmpina, Vălen și Bănești cu comuna și postul dumneavoastră de televiziune, din acest punct de vedere sunt prezent astăzi aici. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Pentru că dacă n-aș fi fost aici, nu-i corect să se discute în lipsa societății care este implicată în treaba asta. Asta e una. A doua, din nou vă spun, cu tot respectul pentru domnul Bejan, dânsul nu reprezintă societatea cu care Hidro Prahova are contractul juridic, adică SC Cast SRL. Noi cu castul avem o problemă pentru că această societate este cea care a câștigat licitația respectivă și la un moment dat ne-a trimis, bineînțeles că știm, toate datele le avem, undeva în 26/10/2015 ne-a trimis contractul de reziliere. De acolo încolo au decurs toate etapele la care recunosc că aveam speranța că lucrările se vor reîncepe. Inclusiv când eram la dumneavoastră în emisiune, mai trăiam cu speranța
că nu pricepeam de ce, care sunt motivele atât de grave ca societatea antreprenoare cu acte în regulă CAST să nu înceapă lucrările cu subantreprenorul concivic căruia i-a cedat 93% din acțiunile acestei lucrări. Aici n-am să înțeleg niciodată de ce am ajuns aici. Și pe treaba asta avem de suferit cu toții. Adică și societatea Hidro are de suferit din multe puncte de vedere, dar în primul rând și cel mai mult mă doare treaba asta și nu puteam să o rezolv până nu am trecut și prin această etapă. Dar cum instituțiile statului român se mișcă încet, iar legile, contractele pe fonduri europene ne obligă să mergem la Camera de Comerț a României pentru Curtea de Arbitraj. Am ajuns acolo, au fost mai multe termene în care eu nu am fost... O să discutăm în altă parte a emisiunii. Sigur. Despre această hotărâre, despre... Pe mine mă interesa în momentul ăsta punctul nostru de vedere pentru care considerați că suntem în aceeași situație ca anul trecut când ați bătut palma cu domnul Bejan aici de față. Nu. Deci acum deja am trecut, avem o rezoluție a Curții de Arbitraj pentru mine foarte ciudată. Efectele sunt aceleași. O să discutăm repede și despre hotărâre. Efectele mai deranjante sunt că s-a întârziat aproape 2 ani. Un an jumate la ora asta suntem în întârziere. Atunci nu sunt aceleași, sunt chiar mai rău, vorba domnului Bejan. Și mai rău. Da. Plus este o hotărâre a Curții de Arbitraj, pentru mine total una neașteptată, dar asta e viața și pe care va trebui să o respect. Dar trebuia să trecem și această etapă. Acum, dacă am trecut și această etapă, știm exact, suntem mult mai degajați și știm ca beneficiar ce avem de făcut. Am înțeles. Haideți, domnul Bejan, să vedem și punctul nostru de vedere, de am rămas, repet, în aceeași situație ca anul trecut, când speram ca bunul Dumnezeu să ne lumineze și să rezolvăm situația. De fapt, noastră, nu eu. Anul trecut speram ca Curtea de Arbitraj să dea o rezoluție cât mai rapidă. Noi eram obligați să așteptăm și dânsul la fel, pentru că erau niște proceduri. Odată făcută cererea noastră a CAST-ului de reziliere a contractului, trebuia să-și urmeze cursul. Exact așa cum a spus domnul director. Eu pot să comentez decizia Curții de Arbitraj. O să o comentăm, pentru că este definitiv până la urmă și putem discuta pe marginea ei. N-am putut e atacabilă face... totuși. Mai aveți o cale, o acțiune în anulare și o să discutăm și despre punctul ăsta de vedere. Se poate ataca. M-am documentat și există o singură cale, acțiunea în anulare. Da. Dacă se face, ne veți spune dumneavoastră pe parcursul emisiunii. Sigur. Era și una din întrebări. Vă rog, domnul Bejan, scuze că îmi întrerupe. În momentul de față e o situație grea și pentru noi, probabil și pentru CAST, probabil și pentru locuitorii din localitățile unde jumătate păi sunt câteva jumătate mii de oameni care sunt afectați. Câteva zeci de mii de oameni. Zeci de mii? Eu am zis câteva mii. Ia gândiți-vă puțin la Văleni, la Câmpina și Bănești. Dar mă gândeam la cei care stau în zonele care erau afectate. Și gândiți-vă că lucrarea e dusă spre 80% și acei oameni se uită la canale, se uită la capace, se uită la acele mici lucruri de lângă gardul lor și nu știe la ce le folosește. Sunt bani care s-au băgat, sunt oameni care au muncit, sunt societăți care au fost puse într-o situație grea. Dar dați dreptate domnului Sem cu referitor la faptul că nu dumneavoastră trebuie să fiți cel care ar trebui să participe la emisiune, ci CAST. Eu îi respect opinia, e opinia dânsului, mai mult de atât, eu sunt cel care m-am bronzat pe marginea șanțului acolo. Contractul nostru cu CAST-ul, cu cel 92%, este semnat de AME, de Hidro, de prefectură. Deci, practic, doamnă, să considerați că sunteți parte. Absolut, bine. Deci, stați să vă spun ceva. Da, din moment ce ai făcut și ai realizat dintr-o lucrare 80% și vine cineva să spune că nu ești legitim să-ți cer banii, îmi cer scuze. După ce ați luat... Da, deci, încă o dată, revin, mă scuzați. Vă rog. Și îl întreb pe domnul Bejan foarte clar. Eu n-am venit în emisiune să ne contrazicem cu nostru. Nu, dar putem să ne contrazicem, dar putem să facem legal. Scopul este comun. Dar de acum un an jumate din urmă. Dar revin
să știe cei care ne privesc și ne ascultă realitatea. Contractul semnat între hidrobeneficiar și antreprenor este cu CASP-ul. Că noi știm și este acceptat sub antreprenor concivicul, asta este. Dar în emisiunea dumneavoastră, lângă mine, trebuia să fie și un reprezentant de la CASP. Dar nefiind, cu ce afectează situația juridică? Asta e important să știm. Cu ce afectează situația juridică din acest moment? Domnul Cristescu. Nefiind acel reprezentant al CASP. Asta vă întreb. La ultima emisiune la care am fost, noi aici am discutat și am punctat și am insistat. Noi vrem să continuați lucrările. Cei care ați lucrat, eu recunosc că Concivico a lucrat în mare parte, da? Și are un procent fantastic, adică este, din punctul meu de vedere, este bătaie de joc unde am ajuns. La 92% la Văleni, la 76% la Bănești și la 50% la Câmpina, totuși municipiu Câmpina, să întrerupem lucrările la jumătate și să nu le continuăm când subcontractorul dorește să continue și este împiedicat de cine? De cel care am relația contractuală cu el. Să aici înțeleg este... că cei de la CASP au... Nu! Păi uitați! Greșeală! Uitați ce zic! Greșeală! Deci haideți să vă spun ceva. Legal și corect, acum noi nu mai e nici subantreprenor, nu mai e nici, nici beneficiar. Nu aș vrea să ne pentru că contractul este rupt de anul trecut. Bun, deci acum suntem în faza în care contractul este întrerupt. Este... Avem o decizie a curții de arbitraj, deci... Domnul Bejan, la ultima noastră discuție, dumneavoastră vrea să continuați lucrările. Și mâine v-am spus noi că am bătut materiale, palma aici pentru a continua lucrările. Absolut. Și eu v-am promis în emisiune că vom merge la curtea de arbitraj și noi, beneficiarul, vom cere... continuarea lucrărilor. Păi da, dar în capătul de prin care am și spus că noi nu suntem de acord cu rezilierea, nu se justifică rezilierea, că sunt capete de acuzare în contract, este drept. Păi, dar eu întreb și pun o întrebare pentru toată lumea. Din acest contract, în situația în care suntem, noi ce am urmărit? Să realizăm, să terminăm și să ne încasăm banii sau urmărim să luăm niște bani nemunciți? Și mi-asum ce spun. Din punctul meu de vedere, e o acuzație destul de gravă. Din punctul meu de vedere, întrebarea asta trebuia să o pun eu. Pentru că cui? Cui? Bănuiesc că chiar dumneavoastră. Nu cred. În două minute o să vă spun cui. Vă rog, trecem la altă etapă. Pentru că vreau să subliniez noi avem capetele de acuzare. 80%, 80% lucrat și încasat 60%. Care e vina mea? Da. Care e vina dânsului? Care e vina mea? Că am muncit. L-a greșit? Eu nu pot să reproșez nimic dânsului. Nici lui Hidro, că sunt anumite chestii care s-au greșit. Dacă îmi dați voie, pot să vi le spun de la început. Vă spun, și domnul Sâncu este aici și le putem comenta. Nu o să intru prea mult, pentru că nu mai are rost. E o hotărâre, acolo pe 45 de pagini s-au scris și pro și dânsi. Culmea este că și din acest... această hotărâre a câștigat altcineva. Cine? Imediat o să vă spun, am aici un document care l-am primit astăzi, cu greu l-am primit și care pe mine m-a blocat. Eu nu pot să... Dar o să fac referire la asta. Aș vrea să facem un partea a doua, să ținem telespectatorii în suspans, totuși da, facem o emisiune TV, nu? Mai târziu. Aș vrea să vă spun ceva. Eu m-a prins rezilierea asta a noastră cu materiale pe stoc, cu oameni neplătiți, cu lucrări făcute și neplătite. Din ce cauză? Și acum o să vă spun puțin derularea contractului. Contractul nostru a început fizic lucrările în martie 2014. Consultantul dânsului a avut primul contract de management pe proiect în 18 iulie 2015. Cine managerea contractul până atunci? Cine? Diriginte de șantier l-a avut cu două săptămâni înainte. Au fidicul roșu. Fidicul, nu permite când ziceți contractul. Nu permite beneficiarului să permită începerea lucrărilor fără
organ de control și management. Adică vorbiți de inginerul care este în... Și am actul la mine, am contractul, am... Plus, pe 9 contracte n-am să vorbesc decât pe al nostru. Din... Ce înseamnă pe al dumneavoastră? Pe cele 8 ăsta? A, cele 8, corect. Atât, da. Păi corect, noi de asta discutăm, corect. Păi da, toată lumea zice... Cum s-a putut întâmpla ca un an și 3 luni de zile să vă luați banii? N-am să-i pun nicio întrebare domnului director, nici nu pot să-i spun nimic. Pentru că domnia sa nu era la momentul. În momentul, toată lumea asimilează lipsa plăților cu venirea domnului director. Cineva a speculat această problemă. N-am mai spus-o niciodată nimănui. Bun, haideți să facem o precizare. Domnul director Semcu este la Hidroprahova, mai spuneți o dată, din mai ați spus 2015. Dumneavoastră, când ați început să nu mai luați? Spre sfârșitul anului, în septembrie 2015 n-ați mai luat? Nu, penultima plată a fost în martie 2015. După aia s-a luat silul... Înainte, deci practic înainte să vină domnul. No? La chipul 8 deja ne-am încurcat. La chipul 8 deja ne-am încurcat, la chipul 9 am avut mare intervenție. Chip. Spuneți oamenilor ce înseamnă chip. Cerere interimară de plată. Așa, ca să înțelegem. Problema este așa. Antreprenorul depune situația de plată la supervisor, la diriginte, la inginer, la cum vezi dumneavoastră. La firma care era intermediară și care viza lucrările în teren. Inginerul, adică. Inginerul. Da. Inginerul, când ne dădea nouă mai departe vizată de ei, situația de lucrări, noi făceam cererea de plată, o trimiteam la AME la București și ni se rambursa. Da? Și imediat făceam plata. Aici, din știința mea, noi n-am întârziat. Am avut niște întârzieri, nu numai cu dânsii, cu celelalte, dar este o înțelegere mutuală, tacită, din moment ce se întârzie o săptămână, două, banii de la București. Adică nu i-am ținut sau nu i-avem, că sunt bani europeni care vin și ni se rambursează după un alt control la București, după ce noi depunem cererea de rambursare. Este domnul Bejan, da? Absolut. Acum, dânsii, când au pus situațiile de lucrări la inginer, iar inginerul a întârziat cu vizatul și cu asta, care vine a beneficiarului? Că beneficiarul, știți până unde, cam cum este? Este un fel de intermediar între inginer, fondurile europene, autoritatea de management, se transferă niște cum bani. Cum inginerul este intermediar între antreprenor și nu credeți cumva că pentru mine e simplă situația și acum când vorbim cu celelalte lucrări care sunt în derulare. Am fost de foarte multe ori acolo să insist, domnule, am mers să mă rog, dați-ne banii. Care nu sunt banii mei, sunt banii antreprenorilor care lucrează. Și la un moment dat, la o tensiune mai ridicată, așa le-am și spus, domnule, n-ar fi bine să modificăm legea. Faceți voi licitațiile, faceți voi contractele cu antreprenorii și noi vom beneficia în momentul în care se termină lucrarea. Noi suntem niște intermediari care tot timpul avem de tras și toate relele vin asupra a noastră și reproșurile, pentru că noi nu avem un fond de bani de rezervă din care să-i rulăm. Eu vreau să vă spun că Hidroprahova a avut niște bani și are niște bani ca orice gospodar îi mai ține pentru lucrări de investiție și așa. În 2015, în decembrie, că de-aia dânșilor eu le-am spus, depuneți actele și vă facem plata. Dar dânșii au depus 4 cereri de plată, siluri, și dacă vreți vă și spun datele când, dar înainte de asta îmi trimite rezilierea contractului și după aia îmi trimite cererile de plată, cum să le trimit eu mai departe la mea? Aș vrea dacă este corect? Îmi permiteți. Nu, da, este corect? Mare parte, da. Dar păi nu, aș vrea să vă contrazic puțin într-o singură problemă. Și îmi cer scuze. Dumneavoastră a spus că dumneavoastră n-aveți nicio vină că noi nu ne-am încasat banii sau că nu s-au... N-am zis că nicio vină. Ascultați un piculeț, am spus mai devreme. Am derulat circuitul. Care e vina dumneavoastră? Singura dumneavoastră vină care eu personal o găsesc este, nu a dumneavoastră personal, a instituției, că o să vă spun imediat. Ați avut unitate de implementare. Avem, da. Aveți. Spuneți-mi și mie în iulie, în august, în mai... Cine a fost șeful de proiect? În iunie, iulie, mai,
Cine a fost șeful unității de implementare? Nimeni. Cum să nu? Vreți să vă arăt? În ședințele de la primărie, vreți să vă arăt că n-a fost nimeni? Vreți să vă arăt că n-a venit nimeni? Domnul vreți să vă arăt că am discutat cu nimeni? Stați un pic, nu, stați un pic. Șeful unității de implementare este o persoană, da? Iar fiecare contract are, da, un manager de contract. Într-o lună au fost trei șefi de contract, manager de contract. De ce s-a ajuns în situația asta? A fost o perioadă în care n-a fost deloc. Și v-a rat scris am hârtie de la Hidro. Din lipsă de personal, din lipsă de calitate. Nu, asta nu o băgați când din lipsă de personal. Nu, poate că au fost și alte ședințe. Cât a durat perioada asta? O lună. O lună. Și asta ce înseamnă? Nu legat. Stai un pic, dacă e vorba de o lună, păi într-o lună, câte ședințe de progres se fac? Una. Ați văzut? Poate că a lipsit un om odată într-o lună. N-a fost numit. Nu a fost. Domnul Bejan. Păi sunt hârtii oficiale, auziți? Care dumneavoastră... Hai să vă întreb ceva. Nu dumneavoastră persoană, poate nici nu știți. Perioada când a fost numit domnul Filote director, cine a rămas șef de UIP? Când a plecat de la Hidro și n-a mai fost șef de proiect și a venit cel înalt, cum îl cheamă? Nu știu la cine vă referiți. Negru. Ivanov. Așa. Cine a fost? Că știu pe toți, doar am lucrat cu ei. Nu avem. Orice hârtie vă arată că în perioada aia n-a fost semnat. Care e perioada? Mai ziceți o dată. Care e perioada? Să notez că m-ați blocat. Notați-vă că eu v-am spus și data trecută. Dar să știți că și ce-mi se arată, contractul cum o să vă s-a reziliat de către antreprenorul CAST, nu de dumneavoastră. Da. Și dumneavoastră v-ați ciocați că au reziliat. Dar nu ăsta e motivul. Nu ăsta e motivul. Și putem citi în rezoluția care ne-a venit de la Curtea de Arbitraj, care sunt motivele. Asta, da. Haideți să vă spun unul dintre principalele motive și motivul numărul 1, că noi nu ne-am încasat banii și că dumneavoastră n-ați terminat lucrarea împreună cu noi, a fost lipsa de control vis-a-vis de inginer al lui Hidropraf. Asta e singura vină care eu vreau. N-au fost controlați. Și vă spun de ce. Aștept. Nu s-a depus cipurile de plată către dumneavoastră pentru că n-a avut cine. Oamenii care domnul Boieru i-a avut nu au fost plătiți. Nu au vrut să depună și au tergiversat până îi plătește. Ne-a folosit pe noi ca monedă de șantaj ca să-i plătească. Dacă nu mă credeți, poftiți facturile, tabelul cu oamenii de la domnul Boieru care n-au fost plătiți și contractele lor. Asta e deja șocant. Domnul să împarți milioane și milioane. Sunteți de acord să... Milioane și milioane să împarți și tu să nu-ți iei 10 milioane de lei, 10, să-ți întreții familia. Deci dumneavoastră susțineți... deci acum dacă tot ați zis, haideți să dezbatem și de preluăm în partea a doua. Vă rog. Eu nu vreau... N-am venit în emisiune să dezbatem niște amănunte care eu nu contest. De-aia nu s-au făcut cipurile. Nu e adevărat, domnule. Domnul Biciosca a spus, eu nu am putut să dau drumul la CIP pentru că nu m-a plătit. A demisionat 3 luni Biciosca? Perioada Biciosca este perioada noastră? Inginerul care făcea. De la cine? De la Romer sau de la... De la Romer, de la Romer. Asta a fost. N-a avut oameni, n-a fost cine să facă către dumneavoastră. Dumneavoastră jos pălăria. Am avut 4 zile, am avut 7 zile în care să lua banii după ce depunea. Dar dacă inginerul pe care dumneavoastră am înțeles că instituția dumneavoastră l-a plătit în avans, ceea ce spun... Nu, aș vrea pentru telespectatori că domnul Bejan face referire la inginer, să știți că este vorba de o firmă, nu de un om, o firmă, de o persoană, Romero, un inginer. Este o vorba de o firmă și care deține această titulatură de inginer. Deci să rețineți lucrul ăsta, pentru că e important în economia discuției noastre. Și mă duc cu gândul la întrebarea: de ce a trebuit să intrăm noi în rahatul ăsta și oamenii din jur, de ce o firmă ne-a sacrificat pe toți ca să-și atingă Domnul Bejan, dacă țin minte, anul trecut au fost, cred că, 3 emisiuni pe acest subiect. Corect. Și la una dintre emisiuni a fost chiar domnul Boieru. Chiar domnul Boieru, da? Și la alta a fost colegul meu, șeful IIP-ului, domnul Nu, în aceeași emisiune a fost. Sau în aceeași emisiune. Da. Două au deci fost. Atunci au fost două. Da.
De ce n-ați ridicat problema? Pentru că n-am avut documentele. N-am avut justificare. N-ați avut documente, pentru dar că... dacă ați știut, de ce n-ați făcut notificare scrisă către instituția inginerului? Când ați făcut atunci? N-am făcut către instituția inginerului, am făcut către instituția dumneavoastră. Aveți... Am înregistrare cu pontajul dat și 3 luni de zile dumneavoastră îmi spuneați că sunt documentele la inginer și 3 luni de zile inginerul nu a fost la muncă. A demisionat. Domnul Beșan. De domnul Biciușcă, ziceți. Domnul Biciușcă. Hai să vă spun ceva. Puteți să-mi spuneți. Nici noi hidrobeneficiari, nici dumneavoastră antreprenor, nu cred că... Deci eu nu sunt avocatul lui Romer, a inginerului. Dar îmi dau cu părerea. Țineți eu cont. Cred că ar fi interesat să fiți. Îmi dau să fiu avocatul lor. Vă întrerup puțin, pentru că l-avem pe fir pe domnul Tiseanu. Sunteți de acord? Da? Da, da. Bună seara, domnul primar. Bună seara. Ne auziți? Ne vedeți cumva? Nu vă văd, dar vă aud. Sunt în platou cu domnul Adrian Semcu, directorul de la Hidro Prahova, și domnul Paul Bejan, antreprenorul lucrărilor care trebuiau desăvârșite la dumneavoastră, lucrările de canalizare. Aș vrea și eu un punct de vedere de la dumneavoastră legat de situația actuală și de ceea ce vă doriți în continuare pentru deblocarea acestei situații până la urmă, pentru că afectează, bănuiesc, câteva mii de cetățeni în localitatea dumneavoastră, dacă nu chiar peste 10.000. Vă rog, domnul primar. Și dacă aveți întrebări pentru invitații. Vreau să-i salut pe invitații dumneavoastră și pe dumneavoastră. Și să vă spun că intențiile noastre sunt bune și ne interesează să realizăm cât mai repede canalizarea pe străzile nelucrate din acel proiect, care însumează aproximativ 55% din lucrare. Problema noastră este foarte gravă pentru că unele străzi mari magistrale, cum este Calea Doftanei, Bobâlna și Voila, și parțial Orizontului, sunt într-o stare jalnică și noi așteptam să se realizeze canalizarea, pentru că după aceea să reasfaltăm străzi. Am prevăzut bani anul trecut în buget, dorim să includem și anul ăsta bani în buget, numai că lucrarea a fost topată prin noiembrie 2015. De atunci nu s-a mai auzit nimic. Am vorbit și cu domnul director general Semcu, cu care am o relație foarte bună și mi-a explicat că există o acțiune la Curtea de Arbitraj Internațional. O acțiune prin care societatea Hidro Prahova încerca să readucă la lucru societatea CAS, cu care avea contract. Am înțeles că în ianuarie această acțiunea a fost finalizată definitiv prin faptul că societatea comercială nu mai dorește să lucreze cu Hidro Prahova. Ceea ce ni s-a spus ulterior într-o ședință ADI apă canal, faptul că se merge din nou la o curte de arbitraj, este legat de o altă acțiune judecătorească a CAS-ului față de Hidro Prahova, care cere o groază de bani, nu știu, 12 milioane, 3 ceva de genul ăsta. Acum, problema noastră este următoarea. Noi vrem să adoptăm bugetul anului 2017 și ne întrebăm, prevedem bani pentru reasfaltarea străzilor sau nu? Hidro Prahova ne dă niște răspunsuri neclare în care spune că în martie o să mai fie o ședință la Curtea de Arbitraj și că s-ar putea să nu fie ultima și așa mai departe. Domnul primar, vă întrerup puțin, avem aici pe domnul Semcu și ne poate răspunde acum în direct. Mai puțin, vă rog. Vreți să mai lăsați un minut să termin. Vă rog. Ieri am primit chiar de la CAS o scrisoare în care ne explică toată situația. Din situația explicată de CAS, care ne cere sprijinul ca acționar Hidro Prahova pentru a determina Hidro Prahova să le dea banii, deși eu nu sunt, nu este o măsură să facem acest lucru, am aflat următorul lucru, că acea acțiune în arbitraj pentru contractul între cele două firme s-a încheiat și nu văd de ce, în maximă urgență, Hidro Prahova nu realizează o nouă licitație ca să găsească un nou constructor și să facă canalizare, să realizeze canalizare în Câmpina. Iar cealaltă acțiune legată de sumele de bani n-are nicio legătură cu realizarea canalizării, este relația dintre cele două firme, care se va finaliza pe altă direcție cu alt subiect. Asta e întrebarea. De ce nu fac licitație și nu știu ce se mai așteaptă?
Pentru că câmpinenii sunt foarte nemulțumiți din cauza acestei probleme și primim sistematic critici, nemulțumiri și așa mai departe. O să trebuiască să iau pauza de publicitate, dar nu înainte de a vă răspunde domnul Semcu, ca să plecăm cu toții în partea a doua emisiunii cu sufletul împăcat. Vă rog, domnul Semcu. Bună seara, domnul primar. Chiar ieri am avut ultima discuție, am avut multe discuții și cu avocații și cu alți cunoscători a feeding-ului roșu și al acestor fonduri europene care sunt în derurare. Deci, în urma hotărârii curții de arbitraj în care ni s-a dat un răspuns vag, este nefondată cererea noastră de a continua castul lucrările, acum suntem în situația în care am și demarat deja toate actele de a proceda la viitoarea licitație, deci înapoi nu se mai dă. Ce avem de plătit castului vom plăti în funcție de actele depuse și în urma verificărilor în teren. Numai că noi am cerut anul trecut și împreună cu inginerul, adică cu dirigintele de șantier, noi deja am făcut o inventariere la dumneavoastră și nu numai, pe tot cele 8 ăsta, dar vorbim de Câmpina acum, am făcut o inventariere, noi știm exact stadiul lucrărilor lăsate și cele care trebuie continuate, pentru că ne trebuie o valoare care să o trecem foarte clar în viitorul caiet de sarcini pentru viitoarea societate care va veni la licitație și va continua lucrările. Numai că, până acum, am invitat anul trecut firma cu care avem contractul, Castul, nu a participat la această inventariere. Ieri am trimis și am și o copie după hârtia care am trimis-o ieri ca să le spunem că ne vom achita de toate datoriile noastre din teren, dar pentru asta trebuie să asiste lângă noi și lângă ingineri la această inventariere. Pentru că aici nu putem să ne jucăm, să venim cu o cifră aproximativă pe care o punem pe SEAP pentru viitoarea licitație, trebuie să mergem la concret, la clar. Și atunci, ca să nu avem divergente între antreprenorul care a fost, nu mai există, dar el trebuia să ne predea lucrările și sunt niște clauze în care, de exemplu, în cauza 16-9, trebuia să asigure siguranța lucrărilor până în momentul în care l-a terminat. Toate astea le clarificăm, dar ca să scurtez, în mod sigur, în cel mult 2, 3, 4 săptămâni, terminăm caietul de sarcini, care este deja început, dar ne încurcă această valoare care trebuie să o scoatem. Domnul director, da, domnul. În primul rând vreau să vă întreb dacă dumneavoastră spuneți că inventarierea e așa de importantă. De ce n-ați băgat și inventarierea ca subiect în comisia de arbitraj pentru a fi judecat alături de reluarea lucrării de către casă? Doi, sigur nu există o variantă în care să găsiți un expert în construcții judiciar sau, eu știu, de orice fel, care să verifice stadiul lucrărilor și să-l scrie pe hârtie ca să aveți o dovadă oficială, legală a stadiului, chiar dacă castul nu vrea să vină? Pentru că dacă castul nu vine 6 ani, ce face? Stăm 6 ani așa cu necanalizate? Nu. Noi ne facem datoria legală să invităm în scris. Dânsi, dacă nu vin, e problema lor. Și să știți că am apelat... Și mai faceți evaluarea? Facem evaluarea cu inginerul, cu dirigintele care încă este în vigoare și cu un expert, exact cum a zis dumneavoastră, domnul primar, cu un expert extern... Ce, scuze, de ce n-ați făcut lucrul ăsta 1 an și jumătate? Și nu faceți abia acum? Nu puteam, pentru că... Pentru că nu s-a mai lucrat 1 an și jumătate. Nu puteam, pentru că trebuie... Să facem acum ca să mai pierdem iară niște luni. Să intrăm în anul 2018, era cetățeni de câte ori să arunce cu pietre în noi. Că nu aruncă dumneavoastră, aruncă noi cu pietre. Știu și vă înțeleg. Ce facem? Am și recunoscut în emisiune că de cei mai mult de suferit au cetățenii din municipiul Câmpina, da, din orașul Vălen. Da, iată că și primarii din localități au de suferit pentru că iau o propriu publică între ei să îndreaptă. Aveți dreptate, așa este și înțeleg și consiliile locale împreună cu primarii care au și investițiile lor de făcut sau chiar în derurare și noi suntem cei beneficiari care încurcăm. Dar încurcăm din cauza acestor chichițe, le numesc eu, din instituțiile statului român care nu puteam să scoatem până acum la licitație pentru că noi nu am recunoscut și nu recunoaștem rezilierea contractului de către CAS pentru că motivele
lor sunt niște motive, dar noi nu le recunoaștem pentru că noi beneficiarii de prava ne-am făcut datoria. Dar nerecunoașterea asta de care spuneți dumneavoastră provoacă mari neplăceri atât primarului din Câmpina, și primarului din Băneș și primarului din Băneș. Pun și o întrebare. Da. Găsesc, nu știu, pe un număr de telefon sau cu altfel, să vă trimit un mesaj pe care am primit acum două zile din partea unui câmpinean, să vedeți cum mă tratează în legătură cu această canalizare și în ce fel urât mă critică. Păi, trimiteți-mi-l pe... Am ajuns și pe internet și pe peste tot să ne critice, să ne facă praf. Iar dumneavoastră abia acum inventariați lucrarea după un an și jumătate, deci n-a făcut-o în acest an și jumătate, cât ați avut acțiunea la curtea de arbitraj. Că era fiind destul, nu s-a mai lucrat, n-a fost nicio problemă. Am făcut-o, domnule primar, anul trecut. Abia facem, nu? Nu, am făcut-o anul trecut, în toamnă, noi știm exact cifra. Care așa mi-a spus și mie că ați făcut-o. De ce o mai faceți din nou acum? Întreb și eu. Pentru că au gastul nostru dorească să vină. Așa înțeleg eu, așa, din ce... Dar acum o facem și cu un expert extern față de inginerul care supraveghează această lucrare. Care de fapt e vinovat că nu s-au făcut niște plăți. Tot inginerul trebuie să facă acest caiet de sarcini în care să treacă o cifră exactă cât mai este până se termine lucrarea. Pentru că, da, domnul primar, castul ne cere o valoare care este nejustificată de mare și dacă noi ne luăm după cât cere castul, înseamnă că mai e 10% de lucrat. Iar dumneavoastră știți mai bine cât e de lucru în teren decât știu mulți alții, că nu e chiar așa. Și atunci cineva... Da, că mai este de lucrat 55% din corect. Lucrare. Pentru 55% executat și care trebuie predat, noi vom plăti. Da. Noi am fost dispuși și în 2015 să plătim treaba asta. Dar pe documente predate inginerului și nouă să ne revină situațiile de lucrări semnate de inginer. Domnul primar, vreți să mai ziceți ceva? Corect, pentru că trebuie primar. Să luăm publicitatea. Da. Dacă vreți, revenim în partea a doua. Vreau să vă mai spun un singur lucru. Că fără să se supere domnul director general Semcu, noi nu vom sta pe loc. Noi vom împărți lucrarea de refacere a străzii Calea Dostane, cel puțin în două, adică partea de infrastructură și stratul de binderi și trotoare, iar partea de ridicare capace și, în sfârșit, la nivelul ultim și stratul de uzură, vom face în partea a doua. Și vom demara licitația pentru refacerea acestei străzi. După care, când vine Hidroprahova, cine știe când, cu o firmă și sapă strada, o să avem pretenția să refacă straturile de infrastructură exact așa cum le găsesc. Pentru că noi nu mai putem lăsa strada așa să mai avem încă acțiuni de arbitraj, experți și așa mai departe. Oamenii ne presează să trecem la fapte și vom trece, să știți. Asta înseamnă cam un alt blocaj, să știți, domnul primar. Poftiți? Asta cred că înseamnă un alt blocaj. Dumneavoastră veți face lucrările de asfaltare, dânsii își vor rezolva problema cu evaluarea sau ce vor face acolo, vor reface licitația și vor veni ulterior să facă lucrările de canalizare sub aceste lucrări de asfaltare, care trebuiesc deteriorate și intrat iarăși acolo. Nu? Asta înțeleg. Păi nu se deteriorează toată lucrarea și apoi nu se face lucrarea la final, o face numai pe jumătate, ca să zic așa. Am înțeles. Și după ce se realizează canalizarea, terminăm și noi cu statul final de asfalt. Cred că numai în România se poate întâmpla așa ceva. Păi se întâmplă, dar uite că din 2015 noiembrie stăm așa și oamenii ne critică într-un mod sistematic. Așa. Dacă vreți, trimiteți-mi pe SMS mail-ul, SMS-ul pe care l-ați primit de la câmpinanul dumneavoastră, eu o să-l citesc în emisiune, măsura care se poate citi și este civilizat. Da, da, o să încerc să vi-l trimit, da. Să vi-l trimit acum. Ok, eu am reținut... Da, îmi cer scuze, nu am vrut să... Să supă pe domnul director general. Dar nu e problema de supărare. Aveți perfectă dreptate, domnul primar. N-aveți cum să mă supărați. Suntem cu cuțitul la oasă, îmi pare rău. Bun. Aveți dreptate, domnul primar. Eu vă mulțumesc mult pentru intervenția. Aștept SMS-ul de la dumneavoastră. Vă doresc o seară bună și sper că să ieșim din emisiunea asta cu niște soluții până la urmă, că asta e important. Da. Mulțumesc sper mult. Aștept SMS-ul. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Sănătate, numai bine. La revedere. Trebuie să luăm publicitate, după care revenim în partea a doua emisiunii și să discutăm despre ceea ce a ridicat, probleme pe care le-a ridicat domnul primar, dar nu înainte de a vă da prilejul să discutați și despre ceea ce ați materialul a cald obținut de 3 ore încoace. Luăm publicitate și revenim în partea a doua.